ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report. Corupție la examenele pentru obținerea permisului. O afirmă însuși prim-ministrul, iar confirmarea ei sunt mesajele venite din toată țara de la cei care pică probele practice. În câteva postări scrise pe Facebook, premierul Ion Chicu publică scrisorile și constată: peste tot jaf nerușinat. Este plină poșta cu relatări despre dezastrul bine regizat de estorcarea banilor. N-am avut atâtea adresări de la cetățeni nici despre cum se calculează salariile. Ședință specială la guvern se organizează astăzi după amiază. Sunt chemați responsabilii de la Agenția Servicii Publice, ori s-au adunat prea multe plângeri despre ceea ce numesc cetățenii marea corupție de la MREO. În ce constau neregulile în aplicarea mecanismelor de examinare pentru obținerea permisului auto și cum se va rezolva scandalul mitei la ASP? Dezvoltăm și dezbatem problema cu invitații mei în studioul Publica Report, domnul Ion Pruteanu, șef interimar la Direcția Prevenirea Corupției din cadrul CNA. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și jurnalistul Mihai Hasan în studioul nostru este. Bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră! Bună, la mulți ani ambilor! Acum avem un reportaj legat de toate mesajele care au început să vină pe poșta privată a premierului, despre care spune el se va discuta astăzi în cadrul unei ședințe speciale, dar și vom dezbate problema. Așadar, haideți să vedem în ce constau neregulile principale și ce spun cetățenii, care sunt plângerile. Tot mai mulți oameni se plâng de birocrația excesivă și de faptul că sunt estorcați la examenele pentru obținerea permisului auto. Problema a ajuns și în atenția premierului Ion Chicu. Demnitarul va merge mâine în vizită la Agenția Servicii Publice pentru a verifica unele informații transmise de cetățeni. Între timp, CNA a confirmat că anual se deschid mai multe dosare legate de estorcare la obținerea permisului de conducere. Infracțiunile de acest tip sunt favorizate de multiplele proceduri birocratice, aglomerația continuă și cerințele exagerate din partea examinatorilor. Șeful cabinetului de miniștri vrea personal să verifice plângerile pe care le-a primit. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el a menționat că examinatorii devin mai îngăduitori imediat ce examinatul înțelege corect unde greșește, adică dă mită. După câteva ore de la publicare, numărul plângerilor și comentariilor a crescut considerabil. Iată un exemplu. Chiar dacă studentul s-a prezentat bine pe poligon, el oricum nu are nicio șansă să treacă din prima probă prin oraș, căci examinatorul este țintit pe greșelile sale. Cât de bun nu ar fi studentul, el va rata examenul, după care începe din nou calvarul, înregistrarea la SCCA, 2 luni de așteptare la coadă și un nou examen ratat. Echipa noastră de filmare a ajuns la secția calificare a conducătorilor auto pentru a discuta cu studenții admiși la examene. Первый раз я не сдала, потому что у меня была цель сдать сначала полигон. На город меня уже просто не хватило. Я стояла в очереди, наверное, около 5 часов, если не больше. Второй раз я запаниковала, и третий раз на пешеходном переходе не заметила пешехода и инструктора по тормозам дал. И вот сейчас жду четвертый. Лекциями сунут фарты скумпи, малеск сли, сли я долготор. А до алтаек, ну что, программарли сунут фарты дефчили. Кот тип отсаштептат программаря? У программаря я маштептат 2 luni și 25 zile. Am trimis o solicitare scrisă la Agenția Servicii Publice pentru a obține o reacție, dar nu am obținut un răspuns. Anual la CNA sunt depuse 10 de apeluri și plângeri legate de problemele de la obținerea permisului auto. Trebuie să ne telefoneze la 0855. Operatorul nostru îi va da toate indicațiile și explicațiile cum mai departe să procedeze și va face legătura cu un ofițer operativ care va lua această situație la control și îl va ajuta să fie documentat. Dar important este ca CNA-ul să fie sesizat, persoana să depună un denunț în cazul dat, și inclusiv el trebuie să se semneze pentru acest denunț. În 2018 și 2019, ofițerii CNA au deschis 158 de dosare penale, cazuri de obținere ilegală a permiselor de conducere. Dintre acestea, 100 erau legate de estorcare și trafic de influență. Mergem în platou la discuție acum ca să înțelegem despre câți bani sunt ceruți în calitate de mită pentru un permis de conducere. Vreau să ne spuneți, domnul Pruteanu, în baza sesizărilor, plângerilor, dosarelor care au fost pornite, care sunt
costurile? Ne spuneți minimum, maximum, cât costă un permis de conducere? Conform datelor furnizate de către colegii de la Departamentul de Combatere și în reportajul anterior a fost enunțat că pe parcursul anului 2018-2019 CNA-ul a pornit și investigat 158 de cauze penale pe subiectul abordat și mai mult de 100 de cauze penale sunt legate de infracțiuni de trafic de influență. Atunci când persoanele își propun serviciile sale, propunând sau spunând că au influență asupra fie membrilor comisiilor, fie la probele orale sau probele teoretice sau la cele practice. Noi avem cifre diferite, variază de la 300 la 1700 undeva permisele în dependență de litera solicitată în permis, fie că e vorba de B, C, D. Euro sau lei? Scuzați-mă de precizare. De la 300 de euro până la 1700 de euro, până da? La 1700 de euro. În final, noi am făcut o medie, ar fi o cifră de 5-600 de euro, cifra medie în toate aceste sume. Eu am făcut un calcul simplu doar la cele 100 de cauze penale pe trafic de influență. Am calculat sumele solicitate și extorcate de cei care și-au oferit serviciile și am ieșit la 65.000 de euro. Doar pe cauzele penale examinate de către Centrul Național Anticorupție. Doar pe cele examinate. Dar vă dați seama în realitate dacă erau cazuri în care cetățenii n-au operat la CNA? În realitate, atunci? Eu cred că lucrurile stau cu mult mai grav, dar acum nu pot să vin cu o cifră concretă. Cu mult mai grav, asta înseamnă de 10, de 100 de ori mai grav. Cât credeți dumneavoastră? Cred că dacă am luat în medie câte 10 persoane, 15 persoane care plătesc mită pentru a obține permisul, zilnic mulțim la 20 de zile și cred că ieșim peste 200.000 de euro lunar. Cine primește acești bani? Examinatorul și încă cine? Pentru că spuneți dumneavoastră că aici sunt persoane care fac trafic de influență. Deci asta înseamnă că totuși e vorba de o schemă. De fapt, dacă să analizăm fenomenul per ansamblu, da? Avem mai mulți actori implicați aici, pornind de la faptul procedurii, ce trebuie să facă persoana ca să obțină dreptul de a se înscrie la școala auto. În primul rând, trebuie să obțină certificatele medicale necesare, certificatul narcologic, psihiatric și celelalte necesare. Noi din cifra de 158 de cauze penale, doar 13 sunt legate de cadre medicale, asistenți medicali sau medici care au favorizat sau eliberat aceste certificate contrar prevederilor legale pentru anumite sume de bani. Se vorbesc despre sume de la 500-550 de lei pentru aceste certificate. Apropo de această problemă, noi am demarat în anul precedent, 2019, o campanie Corupția dăunează grav sănătății. Am avut în jur de 74 de activități în toate instituțiile medicale din țară, unde am întâlnit și am discutat cu mai mult de 6.000 de medici și cadre medicale. Și o problemă pe care am abordat-o și am insistat ca colegii noștri medici să fie mai indulgenți, mai severi atunci când este vorba de eliberarea acestor certificate contra legii, fiindcă, în primul rând, nu vorbim doar despre permisele auto, dar mai este o problemă legată și de permisele de port armă. Și atunci acest certificat poate scoate viața și aici e latura de consecință a aspectului dat. Chiar la linia națională anticorupție, în 2019, am avut un apel care pe mine personal m-a lăsat fără cuvinte. Nu am să spun localitatea și instituția implicată, dar persoana ne-a sesizat despre faptul că sora ei, bolnavă de șizofrenie, a obținut prin înmituirea medicului certificatul medical, după care a și susținut examenele la școala auto din localitate și căuta pentru suma de 1500 de euro să obțină și permisul auto la, deja la Mreu. Este sunt situațiile care noi le scoatem în evidență și arătăm că, de fapt, prin mituire,
dăm drumul în trafic la teroriști, că altfel nu poți să le spui, fiindcă viața ta depinde de ucigaș, de ucigașul care este la volan. Dar au fost și cazuri în care au fost extorcați bani de la cetățenii care ar fi putut să obțină permisul, dar erau împiedicați să o facă numai pentru că nu plăteau. Noi avem, conform statisticilor, mai multe situații legate de, cum am zis eu, de trafic de influență. Da. Sunt și câteva dosare penale pe extorcarea banilor de către examinatorii, atât din cadrul școlilor auto, fiindcă noi vorbim de două procese separate. Examenul intern, atât teoretic cât și practic din școli, și examenul deja la extern. Avem situații destul de grave. Chiar acum am luat statistica și informațiile de la 0855. Persoana ne informează că cetățeanul X, fiind înscris la o școală dintr-un oraș, de fapt a plecat peste hotare, nu a frecventat nicio lecție, iar acum a venit să susțină examenul preconizat pentru data respectivă. Și, din păcate, aceste cazuri sunt mai multe, avem asemenea sesizări și iarăși este o problemă destul de gravă. În acest sens, Centrul Național Anticorupție, zic eu, întreprindem activitățile care considerăm necesare și împreună cu Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova, în luna iunie și septembrie, am organizat o instruire cu practic 80 de instructori din cadrul școlilor auto din Republică, unde am discutat și am pus aceste probleme așa mai dur în discuție. Da, domnul Hasan, observațiile dumneavoastră, în ce constau neregulile? De la ce pornesc ele? De cum vorbim de nu odată și chiar permanent, noi am vorbit că ăsta este factorul uman. În special, astăzi chiar vorbim despre factorul uman, când e vorba de elementul de anticorupție. Gravitatea problemei nu-i novece, ea e de mult, e foarte de mult. S-au întreprins multiple ședințe, hotărâri, etc. pentru a încerca de a regla problema respectivă, dar, spre regret, este o problemă serioasă, dat fiindcă este o schemă serioasă de timp, de mult timp. Acolo sunt persoane de zeci de ani care activează și au experiența pentru a modifica sau a eu știu, am ușumanizat niște chestii. Și nicio comisie și nicio ședință n-a mai avut rost? Păi, știți, fiecare activitate poate să ai un efect de scurt timp, dar atunci când vorbim despre refacere sau readucerea la o normalitate a unui sistem, trebuie lucrat per sistem. Fiindcă dacă facem ciopărșirea per evenimente, în ultima instanță sistemul rămâne afectat în continuare. Bun, principala întrebare este, de exemplu, dacă se va organiza astăzi o ședință pe problema corupției la examenele de obținerea permisului auto, este ce măsuri vor fi luate concret pentru a dărâma corupția din acest sistem. Deci asta e așteptarea principală, da? Aici noi nu putem să vorbim unilateral, da? Aici sunt implicați mai mulți complex, actori, mai mulți factori care trebuie să deghiocați fiecare separat. Hai să pornim de la școlile auto, cele de instruire. Haideți să revin eu la gândul factorului uman, da? Da. Până în 2011, la centrele de examinare, examenul teoretic era pe așa numitele chestionare, teste înscris. Da? Așa e, da. Așa, unii avea posibilitatea de a manipula, de a indica, puncta, etc. Acum e computerizat. Din 2011, când am intervenit, și inclusiv și noi, și am realizat programul electronic, da, computerizat, unde dispare factorul uman și intervenția examinatorului în cadrul examenului, după cât vedeți, problematica respectivă s-a diminuat la maximum posibil. Mai sunt cazuri, dar în principiu toată problematica asta se referă la examenul practic. Da. Deci, iarăși, în mai multe țări, inclusiv în Austria, au fost implementat un soft făcut de coreeni la capitolul examenului practic, varianta electronică. I-am plasat softul, persoana a apăsat, electronic îi arată ruta, el merge, examinatorul în genul stă de urmă. Dar camerele de supraveghere din mașină instalate? Totul e echipat. Dar dirijarea traseului nu o face examinatorul. Examinatorul este constatator.
și constatator în caz de, fiindcă propriu zis greșelile le însemnează computerul. În baza programului. Dumneavoastră vorbiți de ceva avansat. Ori, de exemplu, eu am citit dintre plângeri. Deja implementat în mai multe țări, știți? Care e foarte ușor de implementat. Ok, acum știți ce spun cei care au mai trecut prin examenele astea? Că aceste automobile pe care trebuie să le conducă la examenele practice sunt dezastroase. Asta, nu sunt în stare bună. Și că intenționat, dacă cineva ar trebui să pice examenul acesta, este pus să conducă exact un automobil din ăsta defect. Corect. Asta e alt aspect. Utilarea instituției respective mai ținând cont de sumele care le obține, nu? Da. Ar fi avut posibilități să reutilieze sau mai bine să organizeze corect utilarea procesului de de examinare. Nu, că în parcurile acestea, înțeleg așa, sunt automobile bune și sunt altele defecte. Și cele defecte sunt puse la dispoziția celor care intenționat ar trebui să pice examenele. Aici apare schema. Nu pornește motorul, nu funcționează, domn, nici măcar nu vezi cu ce viteză circuli. Da. Așa. Aici e schema. Dar, aici e schema. Dar, revenim. Revenim la momentul că, cum am spus, că atunci când încercăm să excludem la maxim posibil factorul uman, atunci încercăm să excludem la maxim posibil și aspectul de corupere reciprocă, dacă vrem. Că nu există coruperea unilaterală. Da, evident. Trebuie să fie un inițiator și trebuie să fie un potențial care vrea sau poate. Și aici apare, trebuie de rupt legătura respectivă. Făcut diferența, de rupt legătura între persoana care are posibilitatea sau se declară că are influență și persoana care propriu zis trebuie să hotărască. Hotărârea 1452 referitor la permis de conducere scrie clar că fiecare persoană care a finalizat școală auto trebuie să înscrie varianta electronică la examen și trebuie exclus factorul unitatea școlară, da? Sau școală, care de fapt nici nu există. Noi școli auto, juridic nu avem. Noi avem instituții de pregătire a conducătorilor auto pentru necesitățile Ministerului Transportului. Noi nu avem școli auto. Cum nu sunt? Foarte simplu. Ne uităm în legea 131 și vedem că acolo nu există așa ceva. Scuzați-mă, dar școli de instruire, școli auto, sunt în toată țara, în toate raioanele. Ele au altă denumire și au alte atribuții. Am înțeles despre ce vorbiți dumneavoastră. Mai sunt niște chestii. Dacă vorbim despre, în principiu, dacă vorbim despre școala, școala nu este o instituție care să aducă profit. Școala nu aduce profit? Orice tip de școală nu este o instituție care trebuie să aducă profit. Dar de ce spuneți acum despre asta? Păi, dacă luăm unitățile care funcționează în domeniul instruirii auto, noi avem de diferite tipuri. Individuale, SRL-uri, școli a organizațiilor obștești, școli auto a instituțiilor de stat. Da, juridică-economică. Și toate, ca finalitate, au obținerea venitului. Da, dar oarecum nu cursurile... Nu calitatea instruirii ca și ca școală generală. Pentru cursurile de instruire la școală auto, trebuie să plătești niște bani. 3.000, 4.000, depinde de categoria pe care vrei să o obții. Deci la instituții tot plătim bani pentru facem cursuri. Mai am o întrebare. Și aici vreau să înțeleg răspunsul. Cum se face că toți cei care se înscriu la școala auto o absolvesc? Așa. Obțin certificatul de absolvire, dar nu știu care este procentul, pentru că nu există o dată concretă statistică a celor care susțin probele practice la ASP, Agenția Servicii Publice, la examenele acelea finale pentru obținerea permisului. Procentul despre care dumneavoastră vorbați în emisiune, înainte de emisiune, era de 8%, da? 8%, ziceți dumneavoastră, din cei care fac școala auto, doar aceia obțin care permisul ajung, de conducere, care ajung să obțină permisul de conducere. Care ajung la examen, dar finalitatea celor certificați că au finalizat școala... Da. Unde scris clar că deja nu avem date de genul ăsta. Are aptitudine și poate ține examenul. Astăzi, propriu zis rezultatul examenului. Dacă îmi permiteți, spuneți, domnul Proteanu. Înainte de emisiune am vorbit cu colegii de la ASP și chiar am întrebat care este procentul de admitere sau de susținere, de promovare atât a examenilor teoretici cât și celor practice. Colegii mi-au raportat cifrele de 48% la examenul teoretic și de 30% la cele practice. Din prima sau în general? În general. Fiindcă noi avem și un alt element când e vorba de promovarea din prima,
Și este promovarea din a doua, a treia, a zecea, în general, etc. Da, vorbim în general. Adică, media practic, noi avem absolvenții sau cei care au venit cu certificatele de absolvire a școlilor auto și vorbim de rezultatele obținute la probe teoretice și practice. Pașul 830. Da, dar printre mesaje se mai regăsesc plângeri de genul că acum 2 ani a obținut certificatul de absolvire a școlii auto, dar nu reușește de 2 ani să susțină examenul acesta practic și că intenționat pică proba pentru că examinatorul îi găsește o sumedinie de greșeli, sugerindu-se că trebuie să plătească. Cu referire la... În general, obiecții, eu nu vreau să țin parte acum nici școlilor auto, nici colegilor de la ASP. Da. Cred că pentru cetățeanul de rând important ca permisul să fie eliberat celui care are deprinderi și cunoștință. Ca să nu ajungem să vorbim despre accidente rutiere. Faptul că persoanele obțin din mai multe ori probele. Eu chiar vorbeam cu persoane care le știu personal și au susținut aceste examene. Da, a susținut din a patra oară, dar a susținut cu puteri proprii. Și multe de aceste cazuri chiar vin și ne întreabă cum am putea. Noi recomandăm celor care cunoaștem să ia ore mai multe de practică, deși o școală prevede un minim de 40 de ore practice. Maximum 40 de ore. În cadrul programului. În cadrul programului. De aceea, până la urmă, credem că totuși important să fie și abordarea asta corectă. Colegii de la SP ne-au relatat că din miile de probe nesusținute au fost doar 135 de contestații, fiindcă există și posibilitatea procedura juridică de contestare. Și în cazul de față doar 2 cazuri s-au dovedit a fi incorrecte din partea examinatorilor. Adică mai este și latura cealaltă a situației. Vă mai spun de ce? Pentru că nu scriu oamenii contestații ca să nu ajungă să nu obțină niciodată în viața lor permisul de conducere, pentru că vor trebui tot să ajungă acolo la examen sau la același examinator care nu-i va da posibilitatea să obțină permisul. Poate să fie așa. De obicei trebuie să fie altă examinatoră să iei din start. Domnul Hasan, se cunosc unii pe alții. E ca la școală. Dacă părintele are un scandal acolo și copilul are de suferit din cauza profesorului care se răzbună. Noi vorbim despre siguranța vieții omului. Da, de acord aici. S-a demonstrat, nu odată, că 40 de ore din cadrul școlilor auto este insuficient pentru a obține permisul respectiv. Mai este o chestie interesantă la capitolul examenului extern. Și eu cred că asta nu prea este corect atunci când s-au prestabilit anumite traseuri, da? Da. Și școlile ce fac? Merg pe traseul respectiv și învață cursanței traseul respectiv. Asta se numește, tocelărirea examenului, da? Traseului. Deprinderea chiar formată de un anumit traseu. Noi nu avem în stradă situații echivalente la oricare colț, da? Este schimbul permanent. Tocelărirea asta este iarăși o rusești se numește Zubrilovka, da? Care duce în eroare cursantul la momentul susținerii examenilor. Examenul trebuie să fie liber. Unii merge, acolo merge. Mai este o problemă de ce a spus domnul Hasan. Noi avem 11 centre de susținere a examenilor în Republică și nu putem compara condițiile de examinare a traseilor din Chișinău cu cele de la din afară, da, Briceni corect, sau corect. Unde nu este semafor sau nu este intersecție sau nu este cerc sau alte situații mai complicate care ar putea fi verificate în cadrul centru, deci complexitatea examenului. Da. Eu cred că până la urmă noi trebuie să discutăm despre faptul ce am putea face și cum am putea preveni pe viitor asemenea situații sau minimaliza situațiile când permisul ar putea fi fraudat și obținut prin mituire. Centrul Național Anticorupție de fapt susține ideea și a domnului Hasan că cea mai important este excluderea factorului uman în rezolvarea problemelor de acest gen.
exemplul care l-a dus dumnealui este unul relevant, ci ține de Austria. Eu cunosc practica aviatorilor care obțin și permisele și calificările la simulatoare. Uh-huh. Eu personal am avut ocazia în Dresden la fabrica de la uzina unde se strâng automobilele Volkswagen, anume faetoanele, să fiu în situația de a încerca un semne simulator și vreau să spun că nu am simțit o diferență dintre automobilul sau situația reală cu cea virtuală. Ar fi asta o soluție. A doua propunere care ar fi, după noi, ar fi, în primul rând, folosirea mecanismului de testare a integrității profesionale sub prisma aplicării, nu a sancțiunilor disciplinare, dar celor penale. Fiindcă inclusiv a testatorilor din cadrul agenției, dar a tuturor agenților publici, fiindcă aici vorbim de prevenirea corupției sub toate aspectele. Vorbim și de medici și de angajații departamentului matriculare mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto. Ca exemplu, dar vreau să spun că colegii din România, din cadrul Direcției Generale Anticorupție, folosesc acest test de integritate mai bine de 8 ani de zile și inclusiv în România permisele sau examenele pentru obținerea permiselor sunt atribuția polițiștilor. Iar este o chestie destul de importantă și din 138 de teste de integritate efectuate anul trecut, doar 11 polițiști au căzut aceste teste. În rest, s-au dovedit a fi integri, corect, cinstiți și onești. Foarte interesant. Și atunci, aplicând mecanisme coerente și eficiente, am putea să obținem și rezultate. Plus la care noi am avut o experiență ceva timp în urmă, atunci când prin intermediul școlilor auto, veneam când erau formate grupele de studii și avem o lecție de instruire anticorupție cu auditoriu sau cu cursanții la aceste școli. Inclusiv împreună cu HSP organizam regulat activități cu instructorii și cu factorii responsabili din cadrul departamentului. Adică putem să revenim la aceste formule și să găsim o situație de a preveni aceste fenomene. Bun, deci mecanismele poate actuale... Poate mai mult când, da? Când curiculă la fiecare școală, da, fiecare început de curs o să începe cu cunoașterea legislației. Nu doar am putea folosi această oră, dar legislație de drepturi și obligațiuni. Mai ales că majoritatea cursurilor sunt după orele 5-6 seara. Noi am găsit timp și am folosit la maxim. Important să nu fie văzute ca o formalitate, pentru că de obicei abordarea este una foarte superficială. Nu cred că este o formalitate. Atunci când vine un ofițer CNA în fața profesorului care ține orele la curs și în fața studentului care urmează să țină examenele interne și examenele externe, eu cred că este un efect destul de benefic. Domnul Hasan, ce mai trebuie schimbat din mecanismele actuale? În primul și în primul rând ar trebui de schimbat sau de revăzut curicula de predare. Ca formă, ca metodă, ca conținut. Ele trebuie schimbate categoric. Noi vrem să trăim și să favorizăm de bunurile europene, da, dar esența cursurilor a rămas varianta sovietică. Când Moldova din 94 parte la convenția din 68, unde sunt anumite reguli comune pentru toată Dar de corupție europeană. Cum să scăpăm? Păi aici apare că dacă profesorul nu vrea, din școlile auto, nu vrea să perfecționeze, să modifice, să revină cu noi informații sau noi metode de predare, da? Da. Noi nu facem conspectarea. Că de obicei care vin la școli, azi care vin la școli, toți au minimum 10 clasă, da? Sau licee. Așa e. 12, da? El nu-i nevoie să facă conspectări. El are nevoie de conversare, de comunicare, de schimb de informații, da? El poate citi acasă regulamentul. Regulile în circulație rutieră, ca propriu zis, ca reguli de comportament în drum, el poate să le citească și acasă. El când vine la un profesor care cunoaște domeniul, pe dânsul interesează comunicarea, schimb de informații, cum de aplicat. Și atunci prezent toată sala, toți ascultă, toți se informează. Mai este o chestie, iarăși, dacă revenim la experiența europeană, mult se discută. Școlile auto, în principiu, fac
ca componență, da, sunt 2-3 oameni în Europa, da, care în grupă sunt 8-10 oameni. E vorba de eficiență comunicării, calitatea comunicării. Pentru că nu e obligatoriu ca la noi, da, 30 de oameni, când mai faci schimb de informații sau de întrebări-răspunsuri? E vorba de varianta seminar. Acolo sunt 80 oameni, cu 80 oameni e mai ușor și pregătirea teoretică să o faci, cu 80 oameni e mai ușor să faci și pregătirea practică și multe alte aspecte. Mai sunt o chestie, da? Cum am spus, luăm vecinii noștri din Ucraina, poftim, s-au introdus o sumedenie de modificări ce își ține de procesul de instruire și obținerea permisului, da? Uh-huh. Persoana care, în primul rând, modificările esențiale. În școlile auto, persoana este obligată să treacă cursul teoretic și să țină examenul. Așa e. Din moment ce are certificatul respectiv, doar după aceea are dreptul să iasă în drum public, fiindcă acolo apare responsabilitatea penală pentru urmările care pot avea loc. Uh-huh. Și din moment ce el are certificatul respectiv, el are drept să iasă. Intrăm în contradicție. Inspectoratul Național de Patrulare amendează persoanele care se urcă la volan fără permis și pedepsește, și în momentul ăsta noi avem cursanți care nu cunosc nici regulile, da? În principiu, și el stă pe drum public. Poftim, pe autodrom, distrați-vă cât doriți, dar timpul în drum public încheiat. Nu aveți și ca ta. Emisiunea noastră se încheie. Mai sunt încă foarte multe de discutat. Foarte vom urmări și care va fi rezultatul ședinței organizate astăzi de premierul Chicu pe problema corupției în cadrul examenelor de obținere a permisului de conducere. Vă mai invităm la emisiunile noastre. Vă mulțumesc pentru participarea de astăzi. Doamnelor, domnilor, nu pierdeți mai departe știrile la fix. Numai bine, să aveți o zi frumoasă!